Noua organigramă, în baza căreia Primăria Buzău va urma să funcționeze din anul 2024, va conține un serviciu nou, anunță conducerea administrației locale. Este vorba despre un grup de funcționari care se vor ocupa de economia circulară. Un serviciu care va fi realizat pentru tranziția la economia circulară, un serviciu care va fi unicat la nivelul României, pentru că România a semnat deja, are și o strategie pe care noi avem cu 2 ani înainte de guvernul României, de tranziție de la economia liniară la economia circulară. Un alt serviciu din cadrul administrației locale care va beneficia de atenție în baza noi organigrame va fi cel delegat pentru atragerea fondurilor europene. Unele servicii se vor întări, va crește, de exemplu, partea asta de atragere și de punere în aplicare a proiectelor pe fonduri europene. E un lucru foarte, foarte important. Va trece echipa de la arhitectul șef, pentru că sunt foarte multe proiecte care țin de viitorul acestui oraș. Declarațiile au fost făcute în contextul în care noua organigramă de funcționare a Primăriei Buzău ar putea determina disponibilizarea unor noi salariați, inclusiv din cadrul poliției locale.